Alexandru Averescu s-a născut la 9 aprilie 1859 la Ismail, ca fiu al slugerului Constantin Averescu și al Casucăi, născută de Sila. La vârsta de 6 ani a fost trimis la școala primară din localitatea natală. În 1876 absolvă școala de arte și meserii din București. În loc să plece la Liege pentru a studia ingineria mecanică, se înrolează voluntar, arma cavalerie, la escadronul de jandarmi din Ismail, dar când trupele au trecut la traversarea Dunării, este lăsat la Oltenița. Mama voluntarului, scrie Mece Vlădescu în monografia dedicată marelui ostaș și om de stat, merse la autoritățile militare ca să protesteze împotriva acestei dispozițiuni, cerând cu insistență ca fiul ei să fie trimis pe front. Era credința în steaua fiului ei care o făcea să n-aibă teamă. Speranțele nu i-au fost înșelate. În același război care eterniza prin sacrificiu și sânge declarația de independență, el a primit decorația Apărătorii Independenței și medalia comemorativă de campanie rusă. Pornit în război când alții își făuresc iluzii pe băncile școlii, Alexandru Averescu face școala supunerii, grație căreia va învăța să comande și să-și asume răspunderea. Capitanul Negel îl sfătuiește să rămână în armată, însă statul major al armatei îl trece la 4 septembrie 1878 în efectivele miliției, triumful începea cu o decepție. După 2 ani de serviciu, trece la școala divizionară. În anul 1881, Alexandru Averescu este avansat sub locotenent și trimis la regimentul 1 Roșior din Constanța. Clasificat primul la concursul anual ținut pentru trimiterea de studenți militari la școala de război din Torino, susținut de căpetanii Crăinicianu și Năsturel, urmează strălucit cursurile școlii torineze pe care le absolvă în 1886. Anul următor se căsătorește cu Clotilda Caligari. Este un om subțire, cu gusturi și maniere alese, de prinț, deși prin naștere era doar un boiernaș. Are o mare putere de muncă. În 1888 editează 3 volume despre tactica infanteriei, artileriei și cavaleriei, foarte apreciate de rege, care a ordonat aplicarea lor imediat în cadrul manevrelor militare. Acestora le succed apoi volumele Organizarea și mobilizarea, Călăuza ofițerului, Teatrul de operațiuni austro-român. Regele Cazon Carol I îi mărturisește generalului Lahovar: sunt în sfârșit fericit. Intrat ca nimeni altul în grațiile regelui, șeful de promoție al școlii din Torino introducea pentru prima dată în țară, la școala de cavalerie, jocul de războiul și manevra pe hartă. Pentru aceste idei de aplicație, Carol I i-a întins 4 degete, gest care a rămas unic. Alexandru Averescu are drumurile deschise. În 1894 este numit director al Școlii Superioare de Război, unde, contrar tradiției, va pune accentul pe informația umanistă. Vorbea 5 limbi, italiana, franceza, germana, slava veche și slava nouă. Elevii îl divinizează. În 1895, Carol I îl numește atașat militar la Berlin. Cinstea era supremă pentru cine îl cunoștea pe rege. 4 ani mai târziu, suveranul îl trimite în Rusia să inspecteze regimentul din Vologda. Se afirmă și în domeniul publicisticii de specialitate. Este redactor la Revista Armatei și înființează România Militară, revista statului major. Referindu-se la perioada 1890-1916, un deputat se întreba prin 1923: să fie numai o coincidență faptul că progresele mari ale armatei noastre corespund cu apariția în sânul acestei instituțiuni a generalului Averescu? Sau e o realitate că omul acesta a făcut mai mult ca oricare altul și noua impulsiune și noile reforme care au transformat armata română sunt în cea mai mare parte opera sa? A permanentizat infanteria, a sporit numărul batalioanelor de vânători, a îmbunătățit programul de exerciții al artileriei și, înainte de toate, a conceput planul de mobilizare necunoscut până atunci în România. Nota bene, activa în cadrul statului major doar ca șef de birou, șeful secției fiind generalul Lahovari.
Pentru merite incontestabile, Alexandru Averescu este înaintat în anul 1906 la gradul de general de brigadă și curând la cel de general de armată. Avea 47 de ani și o carieră teoretică și organizatorică exemplară. Urma firește să-și demonstreze valoarea și pe plan practic în confruntări adevărate, neînscenate. Destinul a fost de data aceasta nedrept și crud. Masoneria pregătea experimentul comunist pentru manevre și concluzii fiind alese Rusia și România. Trebuiau verificate posibilitățile de răsculare a maselor și sistemul de apărare a statului. Dacă în Rusia repetiția se făcea pe spinarea muncitorilor, în România, țara agrară, se făcea pe spinarea țăranilor. Începută în 1905 în Rusia, această repetiție sângeroasă s-a extins la începutul anului 1907 și în România, cu sprijinul fraților conservatori și liberali. George Grigore Cantacuzino și Tache Ionescu îndrăznesc chiar să-i sugereze lui Carol I să abdice. Aproape convins, regele îl cheamă pe generalul Averescu să se sfătuiască. Numai în el avea încredere. Generalul a fost numit chiar în acea zi, 13 martie 1907, ministru de război în guvernul de A. Sturza, un mason loial coroanei și României. La interne era Ionel Brătianu, nemason. Așa cum concepuse planul de înnăbușire a răscoalei țărănești, generalul Averescu spera să nu se verse sânge. Din nenorocire, își amintește el într-o epistolă adresată patriarhului Miron Cristea, generalul Petre Năsturel, influențat de teroarea care cuprinsese pe arendași și pe proprietarii din Oltenia, a dat din a sa inițiativă ordine foarte severe care, aplicându-se, au provocat o reacție cu adevărat sălbatică. Au pierit în acele răscoale 2500 de oameni în toată țara, cuprinzând și militarii asasinați. Ocrotiți de frații români, așa zis și studenți instigatori, au fost scoși în mare taină din țară. Concluziile repetiției care s-a încheiat concomitent în Rusia și în România au fost expuse în vara acelui an la Congresul Socialiștilor de la Stuttgart. Mai târziu, în 1921, Lenin va mărturisi că, fără repetiția generală din 1905-1907, Marea Revoluție din octombrie nu ar fi fost posibilă. Primul contact cu sângerosul experiment comunist, chiar și în stadiul de verificare, fusese cumplit. Amintirea lui va influența întreaga carieră politică a lui Alexandru Averescu, desigur, în sensul contracarării flagelului roșu. Înaintat de rege în fruntea statului major al armatei, generalul Averescu concepe planul de mobilizare și de luptă în campania din 1913. Iată cum îl rezumă. În 18 zile, de la 22 iunie la 9 iulie, armata română s-a mobilizat, a fost transportată la Dunăre, a trecut fluviul, a înaintat apoi până la Balcani, a trecut munții și se găsea cu capetele de coloană la 9 iulie, la 20 de kilometri de Sofia. Spaima produsă la Sofia prin apariția capetelor de coloană române în câmpia Sofiei a silit pe bulgari să accepte pacea de la București. Între 16 și 28 iulie, stil vechi, primul ministru Titu Maiorescu a condus dezbaterile conferinței de pace ținută în Palatul Cantacuzino, obținând realipirea la România a sudului Dobrogei. Acest act de justețe, revendicat pe baza hrisoavelor lui Mircea cel Bătrân, a fost posibil în primul rând datorită campaniei Fulger preconizată de generalul Averescu. Războiul balcanic avea să fie repede dat uitării. La orizont se profila războiul european, care a degenerat în primul război mondial. Un război deloc întâmplător dacă îl punem în relație cu implantarea experimentului comunist, cu strategia propusă de Lenin și de Rosa Luxemburg în 1905. Revoluția proletariatului trebuie să izbucnească pe ruinele unui război mondial. Atunci va fi ușor să atragem masele înfometate de partea cauzei noastre. A fost din această măreață cauză războiul sfânt al Marelui Orient, care își închipuia că va reconstrui lumea mai rezonabil. După bătălia de la Călugăreni din noiembrie 1916, capitala cade în mâinile inamicului. Regele Ferdinand și guvernul Brătianu se refugiază la Iași. Începe războiul de supraviețuire.
Prima victorie majoră se înregistrează la Mărăști în iulie 1917. Deși nu a putut fi exploatată din punct de vedere strategic, ea a rămas în opinia specialiștilor ca un exemplu de bătălie ofensivă. Peste o săptămână, armatele conduse de generalii Averescu și Mackensen se înfruntă la Oituz. De data aceasta, înfrângerea germanilor pe această linie este definitivă. În rest, însă, dezastru. Personal, generalul Averescu își atrage antipatia misiunii franceze pentru unele libertăți de mișcare neconforme planului stabilit de generalul Prezan, șeful statului major. Pentru că tocmai aceste libertăți, pe care și le permisese în calitate de comandant al armatei a doua, făcuseră posibile victoriile de la Mărăști și Oituz, Saint-Hollaire și generalul Berthelot au lăsat să se înțeleagă la început că meritele se cuvin pe de-antregul generalului Prezan și ofițerilor francezi care l-au consiliat, apoi au declarat cele două mari victorii superflue. Jignea în mod subtil ordinul de zi către ostași de la finele luptei de la Oituz, pe care regele Ferdinand I îl încheia cu aceste cuvinte: cu mândrie mă uit la voi și vă aduc mulțumirile mele călduroase și recunoștința mea ofițerilor și trupei care s-au purtat atât de bravi. Prin lovitura de stat din 7 noiembrie 1917, în Rusia pornea la drum experimentul comunist. Și după toate probabilitățile, i se hărăzise și României mici să devină laborator de vivisecții. Primul semn. La Focșani, la 9 decembrie 1917, Rusia încheie, peste România, un armistițiu provizoriu cu puterile centrale. Ca la un ordin secret, soldații ruși arestează ofițeri români, organizează manifestații, eliberează deținuți din închisori pentru a crea panică și haos. La propunerea generalului Averescu, guvernul și comandanții armatei se întrunesc în ziua de 20 decembrie pentru a se hotărî cum să împiedicăm pe ruși să devasteze țara. Se pare că atunci s-a pus problema înființării Serviciului de Contrainformații, serviciu care l-a avut în frunte, în cel mai strict secret, pe Alexandru Averescu. În dimineața zilei de 22 decembrie, bolșevicii s-au văzut înconjurați de trupele noastre și, simțindu-ne hotărâți, au depus imediat armele. Am putut dezarma mai multe mii în câteva ceasuri și fără nicio pierdere. Firește, această acțiune a răsturnat toate planurile de comunizare a României. În disperare de cauză, Lenin, în 26 ianuarie 1918, a rupt orice relație diplomatică sau militară cu guvernul regal român. Dorind să evite confruntarea pe două fronturi și bizuindu-se pe vechea amiciție dintre generalul Averescu și Mackensen, Ion Icebrătianu propune regelui să-l numească prim-ministru pe eroul de la Mărăști și să-l trimite la București să încheie pace cu puterile centrale. Cu mare greutate, Alexandru Averescu a reușit să smulgă adversarilor promisiunea încheierii păcii cu România, la care se adăuga și promisiunea de a ne lăsa Basarabia în schimbul cederilor teritoriale stipulate în tratatul de pace. Pentru semnarea acestui act, ce se spera să fie provizoriu, la 18 martie 1918 a fost constituit un nou guvern condus de Alexandru Marghiloman. Fruntașul Partidului Conservator repeta soarta lui Cuza. Deși bănuia ponegrirea de mai târziu, a acceptat să se sacrifice pentru salvarea coroanei și a țării. Semnat la 7 mai 1918, tratatul de pace de la București înlocuia starea de război cu un regim de ocupație. În ceea ce îl privea, generalul Averescu a devenit tot mai preocupat de perfecționarea Serviciului de Contrainformații. Știindu-se la adăpost de o posibilă deconspirare, funcția lui fiind cunoscută numai de rege, de Ionel Brătianu și de câțiva ofițeri din subordine, el și-a creat un rol care a indus în eroare chiar și pe colaboratorii cei mai apropiați. Fiind o epocă de sfârșit de război, cu puține excepții, oamenii politici trăgeau sfori, complotau, își făceau tot felul de calcule. Ca din întâmplare, dar și datorită popularității sale imense, ce putea servi drept paravan sau înveliș de protecție, Alexandru Averescu se afla în mijlocul lor, îi asculta, voind să știe dacă îi ajută cineva și ce urmăresc. Poza într-un om politic cu vedere de stânga, dar nehotărât. O singură dată s-a manifestat cu duritate, când prințul Carol a fugit la Odessa și s-a căsătorit cu Zizi Lambrino.
A mers până acolo încât i-a amintit regelui că fapta prințului moștenitor este un act de trădare și trebuie pedepsit în conformitate. L-a tulburat mai ales o declarație foarte ciudată a prințului. Știu bine că în 20 de ani România, ca toate celelalte țări, va fi republică. De ce să fiu împiedicat atunci să trăiesc cum vreau? În paranteză fie spus, Carol a greșit pronosticul doar cu un deceniu. În același timp cu dezertarea prințului moștenitor, doctorul Nicolae Lupu, George Diamandii și Grigore Tranguiaș au întemeiat Partidul Muncii, care urma să fericească România sub egida Revoluției Bolșevice. Situația s-a agravat când masonii Constantin Arcetoianu și Matei Cantacuzino au pus bazele unei organizații numită Liga Poporului, care își propunea să coalizeze oportuniștii pentru a prelua conducerea în cazul izbucnirii unei revoluții. În momentul constituirii ligii, răul nu putea fi bănuit, dar spiritul lui i-a atras pe A.C. Cuza și pe câțiva membri de frunte ai nou constituitului Partid al Muncii. Pozând în nemulțumit de vechiul regim politic, generalul Averescu a intrat în ligă primind, datorită prestigiului și popularității sale, funcția de președinte. Nu-i mai rămânea decât să deturneze pe linie moartă întregul păinjeniș țesut de masoni în favoarea fratelui vei Lenin. Prima lovitură cu adevărat de grație a fost sfatul ce l-a dat regelui de a declara toate lucrările efectuate de Parlament în anii de război nule și lipsite de orice putere de lege și de a guverna prin decrete legi. Susținută și de Ion Ice Brătianu, această idee s-a concretizat în decretul regal din 18 noiembrie 1918. Efectul a fost anulată, din punct de vedere românesc, pacea de la Buftea. Lucrul a fost posibil din cauza dezintegrării puterilor centrale sub loviturile revoluțiilor comuniste izbucnite în interior, exact ce se urmărise pentru România prin Partidul Muncii și Liga Poporului. Acum, tocmai România pornea ofensiva de recuperare a teritoriilor pierdute și de înglobare a celor locuite de români. Regele Ferdinand I s-a adresat poporului și ostașilor cu aceste cuvinte. Începe lupta pentru înfăptuirea visului nostru de atâtea veacuri, unirea tuturor românilor. Tot ce pusese la cale Trotski prin pacea de la Brest-Litovsk este anulat de către români. Pentru a proteja voința de unitate a tuturor românilor de ingerințele străine și în vederea unei cât mai eficiente propagande românești în Occident, Alexandru Averescu și Ighe Duca susținuseră crearea unui Consiliu Național al Unității Române. Ofensiva românilor și grija permanentă de a reaminti poporului discursul regelui la Răcăciuni, în care promisese neconstituțional, dar nimerit politic, reforma agrară și votul universal, au zdruncinat din temelii eșafodajul demagogiei socialiste. Înnăbușirea în fașa a Revoluției, preconizată să înceapă la 13 decembrie 1918, este mai mult ca sigur că îi o datorăm generalului Averescu. Această înfrângere a pus într-o situație delicată întreaga francmasonerie, care, la lucrările conferinței de pace, începută în ianuarie 1919, se vedea pusă în situația de a ratifica acordurile favorabile unității românilor concepute de Ion Ice Brătianu ca o condiție a intrării vechiului regat în război alături de Antanta. Aceeași francmasonerie care sprijinise crearea României mici se opunea din răsputeri creierii României mari. Înaintarea armatei române în Transilvania contrabandelor comuniste conduse de Belacun, coroborată cu tăcerea absolută a revoluționarilor români ancorați în secret de Liga lui Averescu, produc o puternică emoție în Consiliul Suprem al Conferinței de la Paris. Se cere, culmea, României să accepte propunerile lui Belacun de a intra în tratative. Istoricul britanic Robert Seaton Waston arată cât se poate de clar. Misterioasa favoare de care s-a dat dovadă față de bolșevici e una din tendințele încă nelămurite ale conferinței. Nicăieri ea nu apare mai bine decât în tratativele cu România. În fața atitudinii ostile, Ion Ice Brătianu, primul ministru al țării, a părăsit conferința. Ținea ca România să fie o expresie a aspirațiilor legitime și nu creația unui act diplomatic oricând supus revizuirii. La o lună de la întoarcerea sa în capitală, trupele române intrau în Budapesta. În urma unei înțelegeri, regele însuși dăduse ordin de trecere a Tisei.
la 29 decembrie 1919, ignorând conferința de la Paris, Parlamentul nou ales al României Mari a ratificat actele unirii adoptate la Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia. Peste trei luni, la sugestia lui Ionice Brătianu, regele îl numește, deloc întâmplător, pe Alexandru Averescu în funcția de prim-ministru. Alexandru Averescu cunoștea întreaga rețea subterană socialisto-masonică și comunistă. Așadar, era învestit să o anihileze. Cum bine observa Ighe Duca, după epoca glorioasă a întregirii neamului, a înfăptuirii visului nostru secular, o eră nouă începea. Era consolidării României Mari. În aceste împrejurări, în atenția lui Alexandru Averescu și a guvernului său, vor intra exclusiv problemele de ordin intern. Rebotezată în aprilie 1920, Liga, numită acum Partidul Poporului, trece la represalii crâncene contra foștilor aliați comuniști. În octombrie, în năbușe fulgerător, greva generală a proletariatului din România, ce trebuia să se transforme în greva politică, să declare Republica și, conform vechii înțelegeri, să-l numească pe Alexandru Averescu președinte al noii forme de guvernământ. Averescu trebuia pedepsit exemplar, ca un trădător al cauzei comuniste. Primind ordin să execute pedeapsa, Max Goldstein a reușit să comită la 8 decembrie 1920 cunoscutul atentat de la Senat, soldat cu trei morți și numeroși răniți, între care și generalul Coandă, tatăl savantului Henri Coandă. Trebuie spus că primul ministru Averescu întârziase cu doar 5 minute la ședință. A avut șansă. A folosit imediat atentatul ca motiv al dezlănțuirii unei adevărate vânători de agenți sovietici. Așa a fost prins Goldstein de către soldatul Alexandru Heringa. Vânătoarea de sovietici va cunoaște apogeul în ziua de 12 mai 1921, când au fost arestați toți cei care votaseră transformarea Partidului Socialist în Partid Comunist și afilierea la Comintern. În paralel cu această acțiune de salvgardare a statului, în primul rând a unităților teritoriale, guvernul Averescu definitivează legea pentru reforma agrară promulgată de rege la 17 iulie 1921. Împreună cu legea asociațiunilor profesionale din 26 mai 1921, legea agrară dădea o grea lovitură demagogiei populisto-comuniste, care nu a mai avut nicio priză la mase. Mai sunt de amintit, dintre realizările și evenimentele care au avut loc în timpul acestui guvern, constituirea în iunie 1921 a micii înțelegeri, înființarea școlilor românești de studii superioare de la Paris și Roma, crearea Partidului Social-Democratic ca o contrapondere socialistă românească la internaționalismul comunist, dintre evenimente, cel mai important fiind nașterea prințului Mihai la Sinaia, în data de 25 octombrie 1921. În noiembrie avusese loc congresul PNL și Ionice Brătianu intenționa să continue pe terenul curățat de comuniști opera sa de consolidare a României Mari, a țării românești. Demisionând încă din 13 decembrie 1921, Alexandru Averescu trece în opoziție constructivă, cum îi place să spună. Situat pe această poziție, participă la încoronare în ziua de 15 octombrie 1922 și la votarea Constituției din 27 martie 1923. În iunie este ales, împreună cu Ionice Brătianu, membru de onoare al Academiei pentru servicii aduse neamului, pentru consolidarea vechiului regat, pentru înfăptuirea unității naționale a tuturor românilor. Sprijinit firește de Ionel Brătianu, Alexandru Averescu este numit pentru a treia oară prim-ministru la 29 martie 1926. Se îngrijește de chestiunea frontierelor. În iunie încheie la Paris Convenția de Amiciție și Arbitraj Româno-Franceză, iar în septembrie la Roma Pactul de Amiciție și Colaborare Cordială Româno-Italian. Un singur lucru îl îngrijorează: starea sănătății regelui Ferdinand, bolnav de cancer. Nu are încredere în capacitatea regenței, instituită la 4 ianuarie 1926, în urma îndepărtării prințului Carol de la succesiune. Minoratul prințului Mihai de România era lung. Temându-se de cine știe ce greșele ale regenței care ar putea periclita integritatea țării, generalul Averescu vedea numai două variante:
fie să participe la regență, fie să instituie un regim militar provizoriu, intenționând să-l recheme pe Carol. Obține chiar acordul reginei Maria, însă intră în conflict cu Ionel Brătianu, care îi cere să-și prezinte demisia conform înțelegerii, adăugând: cât voi avea eu cuvânt în această țară, Carol nu va trece hotarele. După o oarecare rezistență, Alexandru Averescu cedează și la 4 iunie 1927 se formează un guvern de tranziție condus de Barbu Știrbei, cumnatul liderului liberal. După încetarea din viață a lui Ion Ice Brătianu, generalul Averescu intră într-un evident con de umbră. Singura șansă de reapariție pe scena politică rămânea prințul Carol. În cazul urcării pe tron cu ajutorul său, spera că îi va fi recunoscător. După obținerea sprijinului generalilor Paul Teodorescu și Gabriel Marinescu, generalul Averescu sfârșește prin a înfrânge cerbicia lui Iuliu Maniu, primul ministru național țărănist. Acordul lui Maniu era condiționat. Prințul trebuie să renunțe la Elena Lupescu, personaj cu origine misterioasă, chiar și pentru Alexandru Averescu. Întâlnirea cu prințul Carol s-a consumat la Lugano, rezultatul fiind pozitiv. Fără a-și lua niciun angajament, prințul i-a promis generalului că acceptă condiția primului ministru. Carol va sosi în țară la 5 iunie 1930. Tot ce a obținut atunci Alexandru Averescu a fost avansarea sa la gradul de mareșal la 14 iunie 1930 și, fapt neplăcut, împreună cu generalul Constantin Prezan, inamicul său. Regele Carol al II-lea nu-i putea ierta atitudinea dură din vremea războiului, compromisul politic făcut cu Ioan Ice Brătianu, fostul stăpân al țării. Timp de 8 ani, regele se va juca nemilos cu amorul propriu al mareșalului, determinându-l să caute alianțele politice cele mai extravagante în vederea formării unui guvern Averescu, pentru ca apoi să-l oblige să treacă în tabăra detractorilor. Calvarul omului politic Averescu va lua sfârșit la 10 februarie 1938, când este numit consilier regal. Instaurarea regimului de autoritate regală, prorocit și dorit de Nicolae Iorga, elimină totodată și fantomaticul, pe toată durata existenței sale, Partid al Poporului. România alunecă pe toboganul distrugerii. Se împlineau exact 2 decenii de când tânărul prinț Carol aflase o mare taină a manevrelor de culise, manevre care au făcut din istoria acestui secol un prefabricat. Agonia României mari coincidea cu amurgul lui Alexandru Averescu. Ar fi fost nedrept dacă mareșalul i-ar fi supraviețuit. Cel care afirmase profetic: democrațiile adevărate se așează pe cât mai multe reguli de drept, care nu se pot tulbura nici prin acte de forță materială, nici prin violența arbitrariului, fără a fi expuși în viitor la primejdia unor reacțiuni din care se nasc mișcările violente, a trecut în lumea umbrelor la 2 octombrie 1938.